Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Radu Vlad și vă invit să urmăriți știrile. În această seară va fi bucurie mare pentru făgărășeni. Instalațiile de Crăciun de pe străzile orașului vor fi pornite odată cu lăsarea întunericului. Asta pentru ca Moș Nicolae să găsească drumul până la ghetuțele celor mici. Numai că acest lucru nu va fi posibil în cartierul combinat. Toate ornamentele luminoase au fost furate de aici. Făgărășenii care locuiesc în cartierul combinat s-au bucurat nespus când au văzut că angajații primăriei montează instalații luminoase și în zona lor. Însă bucuria unor sărbători luminoase a fost distrusă în doar câteva clipe. Când s-au trezit ieri dimineață, au descoperit dezastrul. Toate instalațiile de pe stâlpi au fost distruse sau furate. Rupte toate, distruse și partea. Eu le-am văzut. Când m-am sculat dimineața, mă uitam la ele, zic, Doamne, ce faine că le mai vedem și noi pe aici câte ceva. Mă, uite că hârtii sunt, adunăm noi peste tot locul, dar nu știu ce le de cap. Anul acesta ne-am propus să acoperim tot orașul. Dacă până în anii trecuți nu am avut posibilitatea financiară să achiziționăm materiale pentru ornat și cartierul combinat și cartierul Galați, anul acesta am reușit, însă am întâmpinat o problemă. Auzit după ce am montat în cartierul combinat, duminică dimineața mai precis, ne-am trezit cu ornamentele, parte din ele distruse, rupte, smulse de pe stâlpi. Astăzi va trebui să decidem dacă încercăm să le reparăm și dacă montăm în continuare sau dacă lăsăm acest cartier fără ornamente. An la rând, oamenii din această zonă au cerut autorităților locale să monteze și în cartierul lor ornamente de sărbători. Ne-am bucurat, cum și nu, cartierul combinat. Te-ai mai urât la vizat așa, dar ăștia primari foarte mult s-au gândit. Hai să faci cartierul combinat ca tot să fie egal cu cealaltă din oraș. Și de seară, când să se aprindă luminile, nu aveți? Da, nu avem, normal, nu avem. De ce să faci? Asta e. Omul își simțeți locul. Dacă tu trăiești viața aici, te gândești să rupi bunul, să-l apă întâlnieți în Dumnezeu. Ala când îl prinzi, dai 10 ani, dar nu să te râdi cu el și îi dai drumul. Da, era foarte frumos să fi fost așa situație, ca spun, să fie ca spun. Dacă nu e, nu e. Asta e, îi spun. Dacă legea nu știe, nu e o organizație de poliție sau ceva, să fie pe aici. Da, despre oameni care au făcut asemenea fapte. Să le fie rușine, lui. Atât le spun. Să fie rușine și să, ca spun, de altă dată să nu mai fie. Acum oamenii legii fac cercetări pentru a-i prinde pe făptași. Dacă sunt cetățeni care pot să ne ajute să prindem pe cei care au distrus, mergem până și a recompensa acest gest. Anul acesta am întâmpinat o serie de probleme similare, de la ghiveci aruncate în lacul cetății, bănci mulse, copaci și panseluțe furate. Acum am ajuns să furăm de pe stâlp. Nu se poate, nu putem face față, ci trebuie odată să înceteze faptele de genul acesta. Chiar dacă hoții vor fi prinși și trași la răspundere, copiii din acest cartier vor trebui să meargă până în centrul orașului pentru a se putea bucura de magia sărbătorilor de iarnă.